Unguru Bulan la DGFM. Serios, chiar e de râs, ca să știi. Pentru prima dată în matinalul DGFM, Mircea Strălucescu, bună dimineața și felicitările noastre pentru victorie. Bună dimineața, dar puteți să-mi spuneți, mister, că nu mă supăr. Așa le-am spus băieților care nu mi se adresează cu mister, joacă table pe bancă, nu? Da, mulțumesc pentru felicitări, e meci meritul băieților că în sfârșit a început să meargă strategia lui Gică, ai mingea, dai la parte și le-am spus și eu, ai n-ai mingea, stai, cum n-ai mingea? Păi mergi după ea, ia-o și ia-o, ce vrei să o pune în brațe, ia-o. Și rezultatele s-au văzut, nu? Mister, dar cum ați reușit să-i faceți pe tricolor să joace atât de bine? Pentru mine e simplu. Joci cu trei atacanți, ai joc ofensiv. Eu fazele astea le-am fumat în clasa a patra deja. Deci, filosofia jocului e simplă. Nu poți să câștigi la loto dacă nu iei bilet. Nu? Păi, poate pentru microbistul de rând, pentru suporterii, surprinzător, se uită și zice, băi, frate, ce bine jucăm cu Strălucescu. Dar eu zic că trebuie să și știi, nu numai să-ți placă. Aveți vreo tehnică specială pe care o folosiți la antrenament? Păi eu am încercat multe, da? Am încercat să-i motivez și le-am spus, fugiți ca și cum v-a născut nevasta. Dar nu prea s-au omorât, e așa. Am zis, fugiți ca și cum v-a intrat salariul de la club. Nici așa n-a mers. Și apoi mi-am dat seama că lucrez cu români. Și le-am zis să fugiți ca și cum ați furat ceva. Și atunci am început să văd zburdând ca Usain Bolt. Cu români nu merge altfel, nu merge. Dar cum veți aborda ultimele două meciuri? Continuăm așa, pe aceeași linie, sau ne vedem ca de obicei cu saci în căruță? Păi căruța e deja în frunte, e înaintea cailor, practic. Vă dați seama, am făcut în 4 meciuri mai multe puncte decât a făcut Dinamo în ultimii 4 ani. Deci, normal, o să continuăm. Sigur, la națională era nevoie de o schimbare. Sigur, putea veni Mourinho, putea veni Ancelotti, dar a venit Strălucescu. Și îl felicit pe Răzvan Burleanu că m-a adus pe mine. E băiat deștept, m-a primit la FRF cu maneaua aia celebră, mi-a pus pe coridoare acolo. Cine știe să conduce până la mondiale, să mă duce, este el, e Mister Luce. Vă dau, bine mă, vă duc la mondiale, disperaților, nu vă mai citați atâta. Ok. L-ați felicitat pe Drăguș pentru golul victoriei de aseară? Eu nu felicit pe nimeni pentru că și-a făcut treaba, dar pot să vă spun cum am mobilizat echipa la acel contraatac. Când am văzut că pot scăpa liber pe atac, am strigat la ei, fugiți ca și cum v-a chemat Alibec la țigară. Uite că a funcționat. Cu plăcere, România, plăcere. Unguru Bulan în direct la DGFM, cu poante, glume și alte răutăți, ca să știi.